Doamnelor și domnilor, al treilea episod pe care îl fac pe o baltă, de data asta o să fie cu noroc. O să vedeți cât pește o să prind, pentru că Raul a venit să mă ajute, îi mulțumesc frumos. Vă uitați pe de exclusiv Wild Cooking. Este emisiune de gătit și e forță și o să vedeți ce face băiatul ăsta, este incredibil. Băieții ăștia pe care eu i-am chemat mâine au meci și o să-i chem ca la fotbal. Și acum, pentru prima dată la o emisiune, Fiță cu Adiță, pentru prima dată într-un episod de Fiță cu Adiță, am chemat un magician. Este singurul fotbalist din România care poate să dea gol din spatele porții de la 3 stații distanță de tramvai. Este fotbalistul care din toamnă o să scoată și un album de muzică lăutărească veche. Constantin Budescu! Pudi, pudi! Ce cu frate? Bine te-am găsit. Unde stai aici? Stau aici, să fim aproape de... Pentru că o să vadă lumea să vin la pește, da? La lanset, să dă, să prinde forțe. Aici se prinde și să stai așa. Acum, mergem mai departe. La cererea publicului, pentru că voi ați vrut să se întoarcă în emisiunea mea, jucătorul care n-a băut niciodată apă și Budi o să confirme acest lucru. Jucătorul care n-a băut niciodată apă, jucătorul care a terorizat 7-8 țări pe unde a jucat, fratele meu de viață, Gabriel Omar, ce faci cu aia? Tamaș, uite. Nu e tamaș, mă. Nu e tamaș. Ce face băieții? O transformă în apă. Ce faci, mă, cu aia? Trăiți. Am venit să ți-o dau ție. Credeai că mănânc eu? Salut, ce faci? Pune aici, nu vreau să ne tragă curentul. Mamă, deci n-am mai văzut în viața mea așa o masă goală. Și, doamne și domnilor, da, ce stați mai avem un invitat, stai mă puțin, un prieten bun de-ai noștri. Din păcate, auzi. S-a aciuat, am zis bine? Cred, probabil. Da, pe lângă Gabi Tamaș o să-l distrug acest lucru, nu contează acum e golgheterul petrolului. Măzărache! Vino frate aici, vino Maza aici lângă noi și tu. Hai, acum, stai jos, vă rog frumos. Salut! Să trăiți. Ce faceți, cum sunteți? Ia, bravo. Vă place și cu masa goală? Ia să arunc eu asta. Nu vă place cu masa goală, nu? Dați așa aici. Gata, doamne. Aduci tu un cerb carpatin frumos așa să... Un cerb de la tine acolo, de unde ești tu, din Delta Dunării, de la Munte? Da. De la Sinaia? Mhm, da, vrei să ne aduci apă. 1. 2. Mă, să nu bea, că trebuie să dea goluri. 2. Ce să zic, mă, băieți, bine ați venit în emisiunea mea? Bine v-am găsit. Punem așa să nu. Dar cine tornele? Cine ne tot găbițe? Tulbură liniștea? E bine găbițe. Auziți sunet la găbițe când am văzut bere. Ia mai zic găbițe cu mine. Bine, e transpirat așa. Păi și ce facem, mă, le bem cu tot cu dop, că nu? Hai mă, păi nu știi, dă-ți fă mă cu ochiul, nu mai desfaci cu ochiul, cu dinții, acum ți-e rușine? Fă-ți talentul. Cu telefonul, hai. Fă-ți mă talentul. Deci pentru ăsta e... Pentru. Vedeți mă? Nu mai dau, că îmi stric dinții. A prins imaginea aia, da? Se deschide berea singură când îl vede. Da, mamă, se deschide gaura. Da, doar că se uită la ea, hai. Doamne ajută, îi dea și la Maza. Hai, noroc. Doamne. Băi, Gabiță, mulțumesc că te-ai întors. Bă, mi-au scris mulți, domnule, trebuie să mai faci cu Tama și ăla, că e incredibil. Ăsta e, gen, că ăsta e drumul tău. Televiziune asta, te-ai gândit, brate? Drumul meu? Da, mă. După ce te lași de fotbal. Era să zic eu ceva acum. Budi, tu cum ești? Eu sunt bine, doar ce am venit într-o mini vacanță acum și am nimerit în alta, ca să zic. Care este ideea acestui episod cu tine? Practic ți l-am dedicat ție pentru că tu ești fan răi. Pește, cum se spune? Pescar hoinar, tu ești fan răi baltă. Și vreau să-ți văd talentul, că toată lumea, mamă, ce face Budescu, prinde și dacă îi arunci, dacă îl pui să dea într-o găleată cu apă, îți prinde ștucă, în fine. Vreau să văd dacă poți ceva acum, astăzi. Acum, dar le-am organizat un pic. Dar până așa... Am nădit și bravo. Acum ne nădim și noi un pic și după aia vedem dacă trage. Raul ne face o ciorbă de pește acolo. Raul, Wild Cooking, are și el emisiunea la noi la de exclusiv canal de. El e mai pălniște azi. În fine, vreau să încep în forță cu o întrebare magnific pentru Gabi Tamaș. O întrebare lejer, că o să începem lejer. Te-ai dus vreodată bea la antrenamente? Ce întrebări ai? Am și jucat beat. Mamă, vezi că asta o să fie... Mahmur, pardon. Titlul de ziar, am jucat beat, toată lumea o să ia. Da, asta nu mai pot eu să trec strada. Bă, e te iubesc, eu mă pot. Hai, noroc. Dar nu eram în țară la noi. Iar, mă? Hai, că dacă mai pui multe. Bă, dar nu eram în țară la noi, mă. Nu pot să zic. Eram la ei. Eram la ei în țară. De unde apropierea asta voastră? Acum l-ați adoptat și pe ăsta mic? Ai grijă că... Care mic? Are... Cât ai, mă? 99, nu stai așa mic. 99. Da, e golgheter, pe lângă tine e mic. Ești cu 10 ani mai mare. Lasă să fie golgheter și în Liga 1. Cine pentru, o să vedeți mai târziu, sunt și băieții lui Budi aici și pescari în răi. Așa. Așa, ține doar așa.
deci... Ia mâna, ia mâna, ia mâna. Era să mi-o tragă în apă, n-am mai văzut Pluta. Bă, stai mă, nu te rupe. N-am mai văzut Pluta și când a venit să o trag, era un pic în apă. Hai să nu se rupă. Adu-l aici. Ba, ia tati minciogul tu. Unde ești? Hai că i-am dat aer. Bagă-l în apă, tati. Bagă. Ridică-l. Gata, stop. Băi, bravo, băi, Patrick. Uite câtă pește l-ai prins. Dar știi care-i treaba? Că era la fund. A venit la mare aici. Și când a venit eu spre ea, era un pic în apă. Băi! E mai mare, da. Și uite la ce undi ți-ai prins. Noroc că i-ai schimbat tu acum atunci, că dacă nu mi-l rupă. Dar știi că e treaba bun. Ia uite, bă, mai avea un pic scăpea. Da? Ce tare. La fier. La viermuș? Da. Hai, faci poză? Hai. Ia, ține-ți, uite-te acolo la cameră. Uite, vino aici. Da, aici. Hai. Vezi că ai luat Pluta aia cu tot. Hai. Gata. Da. Ține-l. Are ceștele? Nu are. Vezi? Așa, tati. De unde apropierea asta între voi doi? Ce v-a făcut să fiți așa prieteni buni? Mamă, ce întrebări de alea buni. Ce v-a făcut să fiți așa prieteni buni? Mie îmi plac lăutare și Budi cântă. Foarte bine. Da, dar e orchestra în vacanță și n-am putut să vin cu ea. La rece nu... Eu mai o să zic treaba asta, am vrut să chem Lăutar și Gabi, a, mă, ce tăiază, ca să părem și noi mai serioși, că și așa. N-ai zis că mă are pe mine și de-aia nu. Da. Păi da. Așa. Vede, mai trezi, hai să începem, hai să întrebăm pe Budi. Păi Budi, hai să... Eu și așa cea mai frumoasă... Da, mă, tu ești la doua, tu ești asistent. Da, asistent. Cea mai frumoasă experiență unde ai jucat într-o țară? Păi, într-o țară... În Arabia a fost. Serios? Cea mai frumoasă experiență. Chiar dacă multă lume nu crede asta. Păi ce mi se pare? În China, de exemplu, mi-a fost mult mai greu ca acolo. Așa, dar a doua oară când am fost în Arabia a fost mult mai frumos. Era o zonă de munte, nu era cald. Lumea foarte ok. Nu era foarte mare umiditatea pentru că nu eram undeva în zona cum este la Jeddah, unde sunt 40 de grade și... Și mor de cald, nici nu poți să joci. Magie. Și aveai restaurante, găseai de toate, adică mai puțin ciucaș, că acolo e mai greu cu băutura și cu carnea de porc, așa că acolo mi-a fost cel mai bine. Ție? Ți-a fost cel mai bine? Cred că peste tot, lui pot să răspund tot eu. Cel mai bine? Peste tot. Răspuns peste tot. Te simți acasă? Păi nu. Zi-mă tu, hai, fia fă-mă tu pe moderatorul. Adică ce faci? Bine. Povestește-ne bunii când ai umplut un geamantan de carne de porc. Cum? Când ai umplut un geamantan de carne de porc. Opa. Și te-ai dus în... Da, păi am luat provizii pentru dacă jucăm în străinătate, ce vrei. Și nu găseai porc. Trebuia să facem... Unde jucai atunci? Carne, să facem masă românească, nu? Aveam și te-au lăsat? Ne-au prins sărbătorile pe acolo, ne-au prins, ne-am descurcat. Ne-au lăsat, n-aveau treabă. Cu asta era mai greu, cu ce avem noi pe masă aici, nu, aici n-aveai cum să te descurci, că mergeai pe unde nu trebuie, după aia. Bine, e legendă sau e adevărat că ești fan sarmale? E mai mult o legendă. Legendă, nu? Da, de sărbători așa o aveam pe asta, că mai aveam și noi sifoanele noastre pe la Astra, pe autocar și o mai aruncam așa după meciuri. Da, mă duc, acum sifoane, niște sunt sifoane la echipe? Sunt, dar nu de alea de ne trebuiesc nouă, adică da. Sunt din astea alte rele. Umane. Și mai aruncam câte o, da, mai aruncam câte o vorbă prin autocar, mă ducam cu mănăștile sarmale, hop, și ajungeau și a ajuns la, cum ai zis tu mai devreme că erau de patroni, a ajuns la patronul nostru de atunci, la echipă și a dat la televizor și de acolo domnul toată lumea sărmulță, da. A, deci de aici legenda asta aici, cu Budescu, da. Mare fan sarmale. Da, dar în afară de, bă, m-am mai prins pe la nunți, în afară de sărbători, m-am mai prins pe la nunți. Și în perioada asta am prins câteva, că s-au reluat, s-au prescris, iar au venit și am avut la anunț. Vreau să vă spun ceva ca să înțelegeți, episodul ăsta se trage încă în pregătire, adică oarecum vacanța, cel puțin pentru tine, că tu încă ești în vacanță. Pregătirea. Gabi se trage. Nu s-a auzit ca aia la gât. Vreau să-i bag un bip de la. N-a început campionatul ca să înțelegeți, de aia suntem relaxați așa, că după aia o să înceapă, iau-te-l, bă, nu știu ce. Nu, suntem relaxați. Vrăjeală. Încă este pregătire, vacanță, cum a spune, nu e, n-a început sezonul. Vrăjeală. Ce mai e sezon? Păi nu e sezon. Dar nu e în vacanță. De ce, că e pregătire? Da, nu sunt meciuri.
Păi nu sunt, tot nu ești în vacanță. Vacanța e vacanță când ai vacanță. Ia, pă, ți-ai legat mai mult ca la meciuri acum, în pregătire. Tu când îți revii tu? Eu mai am maxim 2 luni și mă alătur și eu. Lor? Lor sau altora, vedem. Deocamdată nu m-am hotărât. Îl iei cu tine? Ca să înțelegi din respect pentru tine. Păi el m-a luat cu el, că eu am venit la Ploiești. Din respect pentru tine am luat tricoul ăsta galben ca să par și eu cu galben. Nu, din respect pentru noi. Pentru voi. Așa. Toți trei? Normal. Trebuia măcar unul de noi să venim în albastru. Dar n-am știut în ce vine. Nici chiloții nu i-am albaștri. Da, ai tu ceas. A, gata. Da. Păi trebuie să-i dau lui. Da, dai de tot. Și să uita la el așa, mi-l dai de tot, să vedem ce e. M-am uitat să văd ce e, ce-mi place. Așa. Da. Măză, bun. Spune și tu ceva, hai. Măză, hai, uite, Măză este ultimul, cum ar veni, Golgheter, invitat. Hai să cu Golgheterul mai... Mai slab, da? Golgheter în devenire în Liga 1. Poți să spui coleg cu Gabi Tamaș. Da. Și viitorul coleg cu Budescu. Tu îți dai seama ce avem spus încredere acum? În Budi. Măză, tu ți-asum că ești colegul ăsta? Păi trebuie să ne asumăm, nu? Deci dacă sună ceasul la 3 dimineața, ce faci? Suntem coleși atunci. Adevărăm. Gata, gata. S-a legat o nouă prietenie. S-a terminat. S-a mai terminat. Se știe, bravo. Hai la pește, gata. S-a mai terminat un fotbalist. Gabi rămâne la Petrol, eu plec a doua zi. Bă, dar e adevărat că erai așa șeful în vestiar la voluntari? Nu. Dar nici n-așteptat să zic ce vreau să zic. Nu știai de ce echipă zice? De șef, asta e o prostie asta. Șef. Te-am mai întrebat eu și vreau să-mi spui cea mai mișto amintire pe care o ai cu Budi. Cu Budi? Cele mai mișto amintiri le am dimineața când Budi dormea și eu mă trezeam pe la 7 și plecam jos și mi-era frică să nu îl trezesc, așa că intram pe la 10 când se trezea el. Doarme mult? Doarme mai mult ca mine. Față de el, da. Doarme mai mult ca mine, sincer. Budi spuneai că nu ai văzut să bea apă pe Gabi. Păi da. Dacă eu dormeam, n-aveam cum să-l văd, adică. Nu te chem, te-ai buvrat apă? Sau și asta e legendă? Am clătesc gura dimineața când mă spăl pe dinți. Ia-l. Vă părăsesc un pic? Nu. Ia, hai, ia-l. Acum hai fără caterincă sau la mișto. Nu că nu beau apă. Beau apă minerală. Îmi place foarte mult apa minerală. Nu prea îmi place apa plată. Apa plată e de spălat la subraz, nu? Nu, pe dinți dimineața. Atât. De pus murături, mai găsești variantă. Uite, poftim. Să fie foarte rece și atunci beau și apă plată. În rest nu beau, beau apă minerală foarte mult. Am înțeles. De Budi știu care e pasiunea asta cu pescuit. Tu ce pasiune ai, Gabi? Vreau să-mi spui ce pasiune ai tu în afară de fotbal. Fotbal. Și un șpriț regulat, frumos. În fiecare zi? Când vreau eu. Nu pot să zic în fiecare zi, băi, stai în fiecare zi. Nu, poți să bei în fiecare păi zi. Nu mai simți nimic. Asta e vrăjeală, păi asta e vrăjeală, că mamă ce-mi bate soarele. Îți trăiesc că ție găbița, începute deci emisiunea toți, dar toți au zis că, doamne, șprițul, că în fiecare zi, în fiecare zi. Bă, în fiecare zi dacă ai bea un șpriț, nu poți, că deja nu mai e șpriț. E, intri în mahmurea la aia și o duci adevărat. O săptămână, două săptămâni, nu mai simți nimic. Nu mai simți plăcerea de a bea un șpriț sau o bere sau eu știu. Sau un grătar, sau uite o ciorbă. Ciorba asta nu, pe care o facem acum nu mai putem să facem și mâine, că păi, nu mai simți plăcerea aia, știi? Dar astea sunt vorbe, cancane. Eu mă pricep acum, dacă am stat pe lângă el acum. Păi, văd. Am prins ceva experiență. Spune și Măză, spune-ne și nouă. Yes. Plăcerea ta cea mai mare, care este? Cred că tot pescuit. Ah, mă, lasă-o, drăguț, m-am uitat la tine, ești copt. Ce pescuit? Da, mă, nu e, dacă are, și-a făcut acasă baltă. Știu că și-a făcut baltă. Unde ți-ai făcut baltă? La mine, unde locuiesc. Hai, mă, să facem puțin reclamă aici, să vină lumea la Măză, la baltă. E privat, e pentru mine. E privat, tu știi unde ai vrut să ajungi, tu când ai zis, știi unde ai vrut să ajungi. Unde am vrut să ajung, mi-am mai nimerit să ajung. N-am ajuns. Ia, fii atent, pasiune, hai mă, că lasă asta cu pasiune, că asta cu pasiunea e vrăjeală. O să începem cu vicii. Vici. Și... Vici. Tu ne dai de vici și avem sticlele goale. Băi, da, vrei să-ți trăiesc fără, am început emisiunea de 7 minute pe ceas și mi-ai băut și berea mea. E bine, nu, moderatorii. Tu. Păi nu, dar el mi-a băut-o. Ei sunt moderatorii și ești... Da, mă, lasă. Tu ia-o pe lui Budi, că el nu bea. Lasă-mă, că pe asta o termin și... Păi și Măză, nici Măză nu bea nimeni. Eu pun întrebarea și tu continui. Gata. În afară, ce vici, ca să nu zic eu, mergeai la casino în Anglia? Cât ai spart cel mai mult? Și tu povestești acolo. Dar ce vici, ți-a zis deja vici. Ți l-a zis el, tu trebuie să povestești deja. Tu zici cum s-a întâmplat? Da. Zil că eu te aud, băi. Băi, dacă n-am fi fost prieteniu cu Adiță, sincer, n-aș fi venit la emisiunea asta.
Niciodată! Ne, nu! Pentru că știe toată viața. Nu-mi place să joc, sincer, la casino, dar jucam... Găbiță, s-a prescris, băi! Da, mă, s-a prescris. O dată, de două ori pe an, poate jucam, mergeam. Îmi place să joc trecări poker și jucam peste niște sume un pic mai mari. Vreau zici că am pierdut vreo 50.000 de euro. Ca să nu stai mult. Ai răspuns, bă? Jucai peste mai mari. Da, am zis. 50.000 de pounds, scuze. Într-o seară. Iar o să rupă. Cât ai zis? 50.000 de pounds. Da, puțin. Păi eu dau așa, normal. Nu, dar și cât am câștigat, nu mă întreb, tu numai cât am pierdut. Cât ai câștigat Gabriel Omar, Gabriel Batista Tamaș? 51.000 de pounds. Cât? 51.000 de pounds. Deci ești 1.000 pe plus? Normal. Ești barosan. Păi vezi. Bă, am o veste bună și una proastă. Nu mai spune, nu mai e bere. Păi aia de a câștigat nu i-au dat. Păi a 51 de a câștigat nu i-au mai dat, dar de luat i-au luat. Vestea bună e că pentru tine am găsit o bere, vestea proastă e că trebuie să beau dus. L-am vrut. O să trec așa prin cadă? Știi că e, l-am vrut că e pentru doamne, domnișoare. Tu ai venit cu el, nu eu. Nu cred că am venit eu. Da, așa, aici mergem mai departe. Ne uităm pe factura aici la... Da, la, ce? La patron, cine cum le-a luat pentru Budi, cine? Te mai gândești să joci din nou la echipa națională? Eu? Da, de ce? Că sunt tânăr. Uite, l-am pe al meu aici în stânga. Joacă și la 42 de ani. Da. Eu de ce să nu aici joc? Merg adevărat. Nu? Și cu tine și cu el la națională oricând. Lăsați vrăjeala asta. Vreau să închin și eu... Suntem trecuți la bătrâni. Sticla asta de vin în cinstea bucătarului meu, Raul, la Wild Cooking. Cum s-a dus? S-a dus, ia. Iar în cea mai... Peco! 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 Un pahar! Cea mai frumoasă amintire pe care o ai de la echipa națională? Meciul din Feroe, când ne-am calificat. Golul nebun. Golurile alea. Și cam aia a fost. După aia am cochetat mai puțin așa cu echipa națională. Mai am venit, vreau n-am venit. Gabriel, tu nu erai. De ce? Eu nu erai. Gabriel era la facultate în Israel. Studia... Atunci nu era. Nu? Nu cred. Pe mine nu mă întreb cea mai frumoasă... Cea mai frumoasă amintire de la echipa națională. Păi stai că tu ai multe, rău. Luăm noi o pauză, mergem la pește și le povestești? Nu una, două. Dar zic numai un nume și atât. San Marino. Mam. Păi m-ai întrebat cea mai frumoasă. Eu zic așa, aventură. Cea mai frumoasă aventură, eu am zis San Marino. Atât, tu nu mai... Bine, nu mai intru în... Deci San Marino am spus. Ce? Ok. Și de aici trageți concluziile, care sunt? Întrebare. Intri pe Google, când pe ce dată s-a jucat, bam, 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 și apare. Și vezi, goluri nebunii, da. Antrenamente. Ce-au, cum au jucat? Cum s-au descurcat tricolorii San Marino? Da, San Marino și să vezi acolo. Dă-ți seama că de meci nu o să apară nimic. Am și eu. Vezi că cu întrebările tale le... Stai mă, că mai ai o întrebare și după aia te lasă, pace, da. T-ai bătut, frate, cu vreun antrenor? Nu. Niciodată? Eu respect antrenorul. Cu vreun coleg? Nu. Dacă mâine ai pierde tot, da, și te-ai lăsat și de fotbal, da, ce ai face, frățiorul meu? Aș bea prima dată un șpriț regulat, frumos. De 4 zile? De o zi, două, să mă gândesc mai bine. Ce aș face? Depinde. Cum ai ajuns fotbalist pe munca ta și pe picioarele tale și pe... Poți face pe barba ta, poți să faci și altceva. Că ai ajuns fotbalist de succes datorită că ai muncit. Nu ai ajuns fotbalist peste noapte. Ai muncit toată viața și ai ajuns fotbalist. Așa poți să muncești și în altă muncă. Eu de mic copil mi-am dorit să ajung fotbalist. Păi. Și tu, Budita? Păi cam același lucru. Nici înainte n-aveam de niciunele și ne-am apucat de fotbal și acum avem câte ceva. Probabil am găsit altceva de făcut și ne-am descurcat, n-am murit de foame. Cel puțin eu n-am o problemă. Asta e întrebare mai dură, gen, vă e frică de sărăcie? Păi deja am trecut până ea, nu cred că ne e frică, așa că... Bine. N-am avut o situație foarte... S-a avut o copilărie greuță? Nu grea, a fost mai plăcută decât asta pe care au copii acum, cu telefoane, chestii și așa mai departe, internet. Chiar ne jucam pe străzi tot felul de jocuri, bine, fără jucării, copii, apropo, chestii. Da, mă simt, da, fotbal, tenis, cum sunt, flori, fete și băieți. Și mingea, în special, jucam fotbal, și de plăcere, bine,
eu tot timpul am jucat de plăcere, așa că... și continui să joc de plăcere, adică nu e... Se vede. Se vede? Se vede. Păi, tot tu găbiți, ți-e frică de sărăcie, că tine. Nu. Nu ce să-mi vede. Păi de ce, că aici, aici ne găsești, dacă, dacă nu mai aveai, uite aici, la umbră frumos. Voi găsi eu vreun patron la care am dat mai mulți bani pe notele de plată să mă angajeze ca ospătar. sau să spăl niște vase, fac curat ceva. Nu ai probleme. Ce, nu ne descurcăm? La Găbiță știu că poate în prima emisiune n-a înțeles lumea prea bine. Acum eu o să zic pe față, tu chiar dacă despre pe mine, omul a dat foarte mulți bani împrumut, nu i-a mai primit înapoi nici până ziua de azi. Asta e altceva. Ți s-a întâmplat să dai bani la prieteni și să nu mai vezi niciodată și nici măcar respectul lor să nu mai primești? Prieteni, ghilimele de sens. Am dat bani împrumut și acum am bani dați împrumut, dar și nu... Și ai deprimit. Am deprimit vorba lui, dar nu cred că o să fie problema de asta. N-am ajuns să mă cer de la chestiile astea. Dacă am putut să ajut, am ajutat. Cu cea mai mare plăcere, adică... Acum și dacă o să-mi dea sau nu înapoi... Treaba, eu am încercat să ajut, dar nu cred că o să fie, nu cred că o să fie cazul aici. Știți că este o vorbă de aia, când dai bani împrumut, deja e, când dai bani împrumut, deja e trecut la pierdere. Trecut la pierdere, deja te-ai certat cu persoana respectivă și așa mai departe. Dar nu te mai gândești la ei. A, nu, în fine. Când te sună și, nu, zic că am nevoie imediat niște bani, te gândești că au o problemă serioasă, o chestie și tu, imediat, na, trebuie să îi ajuți cumva să-i scoți. Îmi place în emisiunea asta și cam serios. Dar dacă asta, păi asta e întrebarea, ce vrei? Da, mă, da. Adică vorbim... Lasă-mă cum mai vorbiți de astea, că vorbim din... Suporterii vor și de-astea, mă, nu mai... Tu numai Panorama vrei, mă, m-am... Bă, fii cum ești, la emisiunea ta trebuie să fii tu. Păi eu sunt eu, m-a întrebat de i-am vorbit serios. Stai că nu știu ce... Vrei să facem baie direct? Stai, eu i-am ușor. Și tu la fel. Să faceți în partea. Deci cum știm că rămâne doi, rămânem aici? Și tu la fel. Am mai fost și altă dată. Dezbracă-te și fă baie. Fizic o să... Bă, nu aici, că am lansetele. Nu i-am mai fost amândoi pe baltă, nu are rost să povestim trecutul nostru, las-o așa. Tot să filmați, dar n-ați mai apucat. Îmi place, îmi place. Să mănânci, să beau și preț. Cine e cel mai mișto coleg pe care ai avut vreodată, Budi? Păi am avut mai mulți. A fost și special Ali Bec, care am stat foarte mult cu el în cameră și... Bine, el are alte vicii, nu astea, dar le avem noi pe masă aici. Ce vicii are el, mec? Le are parea de noapte. Le are, mâncați. Ce, bă? Nu discotești, mă, joacă PlayStation și joacă. Are Counter-Strike, dacă nu... Counter-Strike. Vorba la... Câți bani am dat noi împrumută la șalat arme. Știi, dar la virtuale, la Counter-Strike și cu... Stă noaptea și joacă de-astea. Căști, calculatoare și are. Iar unitatea are nu știu câți din aia în ea și nu știu cum. E boală grea, frate, asta. Da, păi am, unde? Unde stătea înainte în închirie, aveam și eu un apartament acolo, am fost să mă uit să verific ceva și l-am sunat, nu răspundea, știam că el stă pac liniștit, avea ușa deschisă, am intrat la el, pac, păi cu alea nu m-a simțit nimic, am fost la baie, m-am spălat un pic, am ieșit, m-a sunat mai pe seară. Ce faci, zic că am fost plătit, te jucăm. Păi pe unde intră? Păi pe ușa tine. Păi și, păi, da, vei, dacă aveai astea așa, pe unde să te auzi? Și a plecat. Zi-mi un fotbalist din Anglia, da, care e mai drag ca tine de 10 ori. Și bețip și zmardoi și nebun. Nu pot să spun. Am auzit un nume că poate s-o fi retras. Păi nu pot să spun că nu s-au retras. Bine, dar el era printre aia cu minți, cred că, în Anglia. Da, la ce, acolo, la ce era acolo? La ce era în Anglia? El era printre aia cu minți. Deci, dar am ținut steagul sus când a fost vorba de... Când te-ai apus, nu te-ai... De România... Dar chiar, mă, când bei cu ea din Anglia, ți era greu? O zi întrebări. Ți era greu? Deci că v-a dat ăla testul Cooper, sau? Era greu la testul ăla. Ți-era greu să bei cu ea din Anglia? Mam. Păi nu știu, întreabă-mă cum era cu ea din Rusia. Te vezi? La Spartac. Era greu la Spartac, greu, adică, nu? Adică vorbești bere, vodka, știi? Gradele unde sunt mai mult. Mam, tu ai prins și pe Cuba Libre în partea sau ce să bea în Spania sau ce? Budi, ce faci, Budi? Mă duc cu ăsta mică. Vrea să guste din ciorbă. Hai să mergi și noi acolo, nu vrei să mai nimic? Ia uite, tati, ce aici. Facem ciorbică cum facem noi acasă, știi? Hm? Ia uite. Budi, să-i luăm și lui berea. Hai. Hai să mergem aici, să continuăm aici frumos. Da. Ia zi-mă, Budi, ciorbica? Tu gătești? De da, obicei, așa? De asta... Ai talentul ăsta să gătești? De asta facem și noi acasă tot. Dar bine, noi la lemn, cumva. Avem da. Băi, și de ce nu, că uite, Raul mi-a zis că ar fi mult mai bine la lemn, dar dura mult. Durează, durează, da. Păi și noi stăm și după ea. Și nu avea rost, pentru că... ăștia mici mai bagă la foc. Vrem să și mâncăm astăzi, de ce să te mint. Am venit să și mâncăm, nu doar să ne uităm. Uite, îți pregătesc o ciorbă, ți-am zis, Raul.
Wild Cooking, vă rog să vă uitați pe discuții, vom e forță nucleară pe ce gătește, ne dă lecții și nu glumesc. Uite ce tare. Îți place? Ce trebuie? Da. Vreau să vă spun un singur lucru. Sau mai multe. Nu mă refac. Vreau să vreau să vă mai spun ceva. Nu mai de. I-am pregătit lui Găbiță înainte de masă un 50, dar dacă i-aș fi dat acum 50 ăla, ar fi urmat și 100 și 150 și 250. Și nu știu, filmarea s-a mai liniștit că sunt obișnuit, că am venit din cantonament. Făceam 50, 100, 150. Dacă îi dădeai de aia, nu, păi făceam, nu. Făceam. Era rău pentru mine. Am ceva de la Raul de 6 ani, a stat în butoi de dud sau ceva aparte. Nu se face problemă, că am băut și de 25. Da. Și ți-ai luat 30 de zile. Ajutor de bucătar. Budi, cât de important sunt ăștia mici pentru tine? Familia în general și... Familia este foarte importantă în general, pentru că totdeauna sunt alături de mine și contează să ai pe cineva alături de tine tot timpul, și momente bune și momente mai puțin bune, așa că este foarte importantă familia. Cât îți moșenește vreun între talentul? Cel mare, văd că și talentul la fotbal și la pescuit, văd că el nu, nu pleacă de acolo, e lipit de lansete. Cel mic deocamdată îi place și lui să joace, dar nu prea le are, așa să bage în poartă, că am văzut că nu prea le are cu mingea, bagă-te în poartă și de când i-am zis de portar, m-au pus de-am strâns toate tricourile de pe la Liga 1 ale portarilor. Și acum are colecție de tricouri de portari. Te mai faci portar? Da? Păi uite-te aici la noi. Avem un portar de fotbal și un viitor portar la club. Da, dăm puțin. De portarul de la... Hai că mă țipă. Portarul de la Bambu. Căbiță, te-ai dezamăgit, mă, vreodată familia. Nu, nu soția. Părinții, mă refer. Păi depinde ce înțelegi tu prin dezamăgire, pentru că toate prostiile care le faci... Păi la asta mă referam. Păi toate prostiile care le faci pentru părinții o dezamăgire. Înțelegi? Că te iubesc ei pe tine, e normal, ești copilul lor. Asta e viața, asta e nebunia din om. Unii sunt mai cuminți, unii sunt mai nebuni. Ce să facem? Nu pot să dau timp înapoi să zic, hai că nu mai fac. Păi, dar tu crezi că dacă, de exemplu, erai tu un fotbalist de la model, gen, dormeai la ora 8 niciodată seara și ai fi ajuns mai sus de atât? Niciodată. Nu? Păi mai sus de cel mai bun campionat din lume, unde vrei să mai ajungi? Anglia, cel mai bun campionat din lume. Unde vrei să mai ajungi? Aliță, mă scuzați că vă deranjez. Ia, la a treia emisiune, ce dracu îmi dai să mănânc? Mâncați-aș, că am venit și sunt rupt de foame, ești nebun, până se face ciorba, mor. Da, dar și când se face ciorba? Da, o brânzică, o roșică, o slană, o ceva. Când făceai cu fetele de prin București, era plin... Păi da, făceau la restaurant, că nu... bagajul când plecau acasă, nu masa. Făce foamea. Făceau la restaurant. Făceau la restaurant, că n-acceptau la pește fete. Da, bravo. Făceați cu fetele de București, făceați pe la restaurante, nu făceați pe la... Nu, mai zic că să fie în... Vezi că de multe fetele din București mi-ai cerut numărul telefon mai ușor. Ia, nu dăm de astea. Nu cred. De. Nu cred că am cerut niciun număr. Poate să uite și soția ta, Ioana, și nu-i bine să vă uite că știe că nu cer. Găbite, ce faci, mă? Stai pe ai Instagram-ul? Stai, mă, că m-a pus, mi-a dat tag ăsta. Să uite la spori. Budescu, mi-a dat tag, ești nebun. A pus poze de aici? Da, mă, mi-a dat tag. Te-am prins pește. V-am zis, mă. S-a prins pește. Acum se... Cât mai... Cred că mai avem puțin de tot ce o să și mâncăm. Asta înainte e. Să mâncăm, dragii mei, vreau să mai îmi povestească fratele meu, Budi, o întâmplare cu Găbiță dintr-un lift. Din Hawaii. L-am băut și pe ăsta, bă, dar îmi place rău de tot băutura mie, să n-am văzut ce, să beți vreo. Când ați fost voi de v-ați rămas blocați în lift, ia zi-o pe aia. M-am murdărit de la pește, că am prins pește. Cu ce, cu liftul? Zi-o pe aia cu liftul. Nu am fost chiar blocați așa, dar era destul de mic liftul ăla și... S-a panicat al meu? Da, al nostru s-a panicat, dar am căutat minibarul vreo jumătate de oră. Ați căutat minibarul în lift? Mamă, intrați în sevraj, mâncați. Da, până la urmă am ieșit și l-am găsit în altă parte. Sau la găsit. Iar începem să vorbim de prostii. Hai vezi că ai luat privirea de lup și tu mă sperii pe mine. De lup galben. Lup galben, bă, frate, bă. Vrea să dea dopul, ești nebun și n-are dop. S-a scurs la tine. A sărit mai devreme. O, ai prins-o pe asta, nu? Da, o dau pe următoare. Dai, bă, n-ai mai dat o sticlă de vin de... Păi nu mai am bani, s-au terminat banii. Da, mă, gărești, nu, că ai la terenuri. Doamne, să nu credeți, ăsta are terenuri multe.
Mai e terenul munte. De are fotbal. Și pe la Chișinău are terenul. Da, de fotbal. Dar zi mă la oameni că stai bine. Pe câte terenuri de fotbal a jucat? Păi nu. Stă bine la tot financiar? Bă. Are bandă, mai să și împrumută? Da, să împrumută? Zi-o. Împrumută. Zi-o pe față. De la Budescu. Dă-mi și mie niște bani. Îți idee. Hai mă, dă-mi dă și mie niște bani. La câți l-au ars pe Gabi și când o să-ți dai și el banii? Când mi-i dă oia. Da, adevărat. Păi mă pune să iau de la aia. Dă-mă și mie 1 milion. De ron, 100 de ron. Găsim. Uite, ce se întâmplă mă, Gabi mă? Din cauza ta. Zi mă, Gabi, dar e adevărat că vrei să te apuci de box? Nu. No. Păi iar te-am apucat să de mult. Chiar m-a abordat Gianni Chiriță la meciul de retragere al lui Adi, că când mă lasă, mă pregătesc puțin și să mă duc la... La meciul de retragere... Local Comba sau cum se cheamă? Local Comal. UFC. Un fel de... Local Comal. La meciul de retragere al lui Adi Mutu, te-am prins după 3 zile la telefon, ce s-a întâmplat? Nu ai avut baterie? Am băut un șpriț, dar un pic mai îndelungat. Cu toti, cu aia, cu cine? Toti n-a fost. N-a fost? Păi dacă te uiteai la meci, vedeai că nu am fost. Am fost la pește cu Budescu, nu am avut timp să mă duc acela, dar o să mă uit. E pe internet, păi când îmi spui un nume, atunci îmi spun. Dar ce, serios? Nu ai dat? Cu Frei am băut. Cu Frei? Da. Cu Frei? Cu Frei am băut, chiar am băut, a adus o polincă frumoasă. Ce-a adus? O polincă ia, frumoasă. Dacă nu m-ai enervat, păi Frei e mai șmecher ca mine vreodată în viața lui. Frei a jucat la echipele unde am jucat eu. Normal că a jucat. Vreodată în viața lui Frei a jucat unde am jucat eu. A jucat Frei vreodată unde am jucat eu. Și asta? Păi nu știu dacă vrei să joci tu. Mamă, și mi-e frică, dragii mei. Uitați-vă puțin, asta este pălincă de 6 ani ținută în dud. Dacă dau lui Dracula, dispare și balta. Și aduce și eu fac baie, Budescu face baie, Maza face baie, toți dă zbrăcat. Și dacă plouă, nu mai plouă. Dacă plouă, nu mai plouă. Ia, pune gura pe ea, măcar miros. Pahar avem? Bă, frate, ați văzut cum era la masca când își punea masca și se transforma? Dacă i-am dat o gură lui ăsta al meu, se transformă, dar doar miros. Dar mie ce place? Da, suc de mere. Vezi că e suc de mere. Da. De piersici. Îți dau deși la mine mea care ne-a adus paharul. Mulțumesc, mă, sărumă. Nu s-o pas. Dar du-i mă vaza, să bea cu vaza. Mamă, dar vezi că e pericol. Nu-ți dau de asta, mă jur că nu-ți dau de asta. Nu jur că nu-ți dau de asta. În concluzie, s-a făcut ciorba. Ai băut numai tu? Ascult, bine mă ia. Toată lumea zice că este suc de mere. Mă jur dacă eu mi-asum. E suc de mere. Nu spune că nu pot să beau, că nu sunt. Păi asta zic, știu că nu bei, dar te și nu beau. Ți-e place să joci teatru. Toată viața te-ai jucat teatru. În concluzie, s-a făcut ciorba. După cum vedeți, s-a și lăsat, că se vede că s-a lăsat seara. Da, poți să-mi pui. Noi avem, ce să spun? Suc de mere. Nu, ia-l pe ăsta, te rog, eu și beau de la. Nu, mă jur, nu-l dau de la. Te transform, frate, te cunosc, ești nemun, am 18-19 coșmaruri cu tine. Ce dracu jucat? Gata, prea mult. Asta așa. Sap. Doamne ajută, și... când noi ne ducem la pește, vă lăsăm aici. Dacă puneai paharul ăsta, nu știu ce ai făcut. Rămânem de noapte noi. Budi e, mamă. Ce faceți, mă? Să n-ajungă la mine, vă restul puteți să schimbați cum vreți. Băi, termină-te, Gica Hagi, termină-te cu de-astea. Alba, neagră. S-a făcut ciorba. Of, doamne, ce bine miroase. Ce-o fi asta? Lumea nu se zice ce urmează. Bă, miroase, ia. Gustă să vezi. Au început să latre și câini. Gustă, mă, să vezi. Mă. Gustă, mă. Prea puternic miros. Hai, mă, lasă-o, dracu, o guriță așa. Bă, dar distrugi pe ăsta, mă. Lasă-l, mă, frate, că e golghetul la petrol, vrei să ajungă. Băi, lasă-l, mă, pace, mă, pe om. E suc de mere, cam rece. Suc de mere, da. Deci, urmează acum să punem ciorba. Dragii mei, de fapt nu. Raul, e ok ciorba? Hai să mergem la Raul acolo. Ia hai mă, că de băut. Băi, ce faci? Bă, nebun, de băut am mâncat destul, hai să vedem. Hai mă, să mergem. Bă, voi vedeți ce face ăsta? Alba neagră, ești nebun? Băi, nu sunt român? Băi, nebună, care a zis, frate, păi ăsta e drag, mă, dar aia rezist așa, mă. Nu mai îl faceți, băi, bețiv. Că dacă vezi cu ăsta, intrați în comă. Hai. Sorry? Ți-am dat și... English? Cam. Știi ce mi-a zis Gascoigne de el? N-are șanse, măi. Știi ce mi-a zis Gascoigne? E peste mine. Gascoigne, atenție. Cine e? Ai cunoscut, mă, pe Gascoigne? Nu. El te-a cunoscut pe tine? Cunoști? Păi n-a fost. Nici el nu m-a cunoscut pe mine. Frumos și tu. Vezi că ești mai talentat ca el. El n-a fost la retragere acum la Mutu. Gascoigne? Da. Nu, că avea treabă. Nu mă lasă că a fost tot, i-a auzit și tu. Că a fost tot. Am zis și eu că tu nici nu știi cine a fost la retragere la el. Lambrusco, a fost Lambrusco, Blue Label. A fost Lambrusco? Lambrusco, Blue Label și... Pio Vacari? Mam.
Și Prosecco, ăștia au fost la mutul la retragere. Toți italieni, te uite Gabriel. Mamă, ce e, mă, că ortata. Veniți, mă, să vedeți, veniți. Auzi? Veniți să vă uitați. Dar ce vrei să faci? Să scoți pe... Scoate, mă, lasă-l palmă dacă îți uite. Ia uitați-vă, dragii mei. Uite-te, mă, na. Nici în Anglia n-ai mâncat așa ceva. Nici în Anglia, la Paris n-ai mâncat așa ceva. Păi să știi că n-am mâncat. Ia uite. Curcubeu. Ce ai făcut? Ce e ăsta? Zi-mi ce pește e ăsta. Hai, Budi. Pe ăsta e ăsta. Nu, somotei, ăsta e al tău. A, ăla e. Și uite, capul. Da, ai dreptate. Capul la pește. Găbiță. Găbiță mănâncă capul la pește. Sos de ăsta lui. Ăla e spre coadă, ăla mănâncă un pic de acolo. Mie ăsta mi se pare genial. Uite aici. Mama mea. Ți se par cam toată sosul ăsta e senzație. Ia uite, tanțoca ei tăi să moară. Nu mergea Budi odaia de-aia ta? Hai mă Budi, bagă-și pe tine, hai mă. Budi mergea odaia de-aia tale. Tanțoca ei tăi să moară, de nu te-ai fura diseară. Am pregătit. Uitați-vă mă, oameni buni, ce e aici. Uite mă, a meritat așteptarea. Da, adevărat. Dar culoarea mă, ia-i culoarea. Ia-i culoarea, mister. Să-i vezi aici. Mama mea ce e aici, bă băiat. Mama mea e florăreasă. Să vă scoală de dimineață. Așa te vreau. Și cum ai? Vrei că ai tu aia de ai rupt între ai rupt tot cu ea. Bagă-mă o de aia așa, o strofă. Pleacă tanța la Periș. Ia. Pleacă tanța la Periș, se lovește pe furiș. Pleacă tanța la Galați. Nu vorbim de Galați, că ăsta are relații în Galați și nu. Strumă. Vezi că te arde, băi. Nu, că m-am mars mai de mult. Ia și pește. Las că luăm și pește. Arde, uite cum arde. Mâncăm aici pe ponton? Credeți-ne. Sau la bonton. Nu vreau să vă facem poftă, de fapt aș vrea să vă facem poftă de un șpriț. Dă-te mai încolo. Atât, dragul meu. Dă-te mai încolo. Bă, l-ai deranjat cu om, bă, frate, bă, nu se poate, bă. Ia, mă, guriță. Păi din cauza asta nu filmezi, mă. Bă, din cauza ești cu mașina. Păi eu nu sunt întârziat. Lasă-l, bă, să filmeze. Vezi, mă, că te împiedici. Lasă-l, mă, că și așa întârziat, mă. Așa-l certă iubita. Merge acum, hai. Raul, bucătarul nostru de la de exclusiv, urmăriți emisiunea Wild Cooking, vă rog din suflet, e ce trebuie. Ca și ciorba asta. E? Mamă. E? Ia uite cum. Eu aici am rămas, nici mai mult la masă. Nu mai merge la masă. Sorry, where is the sare? Where is the, uite aici. Aha. Uite și pe ardei, ăștia de-ți plac ție. Ai mâncat o vreodată așa, ai avut o onoare asta să mânci așa, lunganule. Bă, n-am avut niciodată. Dar... Pește de la, da, pește de la, să-l punem aici la mijloc. La mijlocaș. Mamă. Băgați pește la mijlocaș aici. Ia aruncă-l aici. Bagă aici, la box to box, la închidere. Pune aici la închidere. Gabriele, dă-te mai la vale aici. Sau să nu, e bine, că trebuie să nu ții pe baltă. Ma. Bun. Are da, ceva. Mă. Ia zi tu că tu ești la criticul. Ia zi mă tu. Ia sarte eu de aici. Zi tu, mă, zi tu, ia. Gen. Face cu note cu ale? Da, hai la masă. Da, mă, că mai bine ești la soare. Lasă-mă, dracu, că mă bate bălanul în cap. Doamne și domnule. Doamne, ce să fac o încheiere? Nu putem să facem încheiere. Hai să ne mutăm pe altă baltă, să facem încheierea. Hai să stăm la masă, să mâncăm ca oamenii de te drept. Și acum? Doamne și domnule, încerc să fac încheierea, nu am vrut să dau asta în jură sau două ore. Vin acum, gata. Raul, să dea Dumnezeu sănătate, frate. Vine aici lângă mine că meriți. Raul, urmăriți-i, vă rog frumos, Raul, exclusiv. Raul, să-ți dea Dumnezeu sănătate. Wild Cookie, gata, hai. Adiță la viața ta, ți-a plăcut băutura, băuturile spiritoase și femeile frumoase, măi, măi. Și pentru să la nimic. Pleacă tanța la Galați, pleacă ca să-și acârnați, și vine cu părusuri și cu pătături la cur, măi. Hai la munte, hai la mare.